E bine, domnilor și domnilor, vă invit să urmăriți acest interviu cu un procuror care a activat în epocă și care povestește despre modul în care procurorii erau duși la o școală specială a securității pentru a li se inocula o serie întreagă de tehnici, de abordări cu dușmanii poporului și cu cine trebuiau ei, pe cine trebuiau ei să înfunde. Este un interviu de o valoare jurnalistică foarte importantă, realizat de colegii mei Bianca Nae și Adrian Călin. Au trecut 30 de ani de la evenimentele care au dărâmat carcera comunistă în care România fusese închisă de un regim dictatorial. Teroarea acelor ani a fost desăvârșită de procurori dornici de promovare, precum Lazar Augustin, care au sperat că acel trecut va fi pentru totdeauna îngropat în 1989. Despre școala de la Bran, loc în care au ajuns mulți dintre absolvenții de drept ai anilor 80 pentru a fi formați ca executanți desăvârșiți ai securității, nu are curajul să vorbească decât un singur om, procuror și el pe atunci, format și el la școala de la Bran, Alexandru Pantea, fost procuror comunist, azi avocat la baroul Tellerman. Avocatul Pantea demască toată mizeria sistemului securist care a cangrenat România și după căderea comunismului, prin cameleoni care și-au continuat nestingheriți cariera în justiția post-decembristă. Dezvăluirile acestui avocat sunt zguduitoare. După 1989, el a ajuns victima sistemului din care provenea. A fost reținut, bătut cu sălbăticie în arest, transportat de la Oradea la închisoarea Jilava. A reușit să scape. A câștigat împotriva statului român la CEDO, a primit despăgubiri de 46.000 de euro, iar cazul său a revoluționat procedura penală. Din acel moment, procurorul nu a mai avut voie să aresteze, ci doar judecătorul. A fost un pas decisiv, așa cum sunt azi dezvăluirile acestui fost procuror. Pentru adevăr, nu există un moment dinainte impus. Adevărul e unic, invincibil, atemporal. În luna iunie 1970 am fost repartizat prin Ordinul Procurorului General al Republicii Socialiste România. Mai târziu, în Oradea, am fost invitat la penitenciarul Oradea, urmând să preiau funcția de președinte a Comisiei de Eliberări Condiționate, ceea ce a primit și domnul Lazar. Eu am fost sportiv în facultate, nu-s așa sensibil, dar ceea ce am văzut, condițiile de detenție din penitenciarul Oradea, erau groaznice. Mi-au venit lacrimi de mila celor pe care îi vedeam acolo. Era groaznic. Și ați acceptat să fiți? Nu. Nici n-a trebuit să accept eu, pentru că a făcut un referat că nu sunt bun pentru așa ceva, procurorul acesta mai bătrân. Pentru că ați plâns? N-am plâns. A lăcrimat. Deci mi-a venit lacrimi, pentru că era groaznic ce am văzut și mai ales am văzut un cetățean în lanțuri, am văzut unul refuz de hrană. Când am tins mâinile spre mine așa, schelet, m-a impresionat, mi-au venit lacrimi fără să vreau. Și mai ales pe celălalt care l-am văzut în lanțuri, într-o celulă la izolator, procurorul acesta mi-a zis: dumneata plânge, pentru ce plânge? Pentru că ăsta nu om, animal. Și eu i-am zis foarte clar, eu sunt, îi văd oameni, nu pot să nu pară rău pentru ei. După care, înainte de a da examenul de capacitate, de definitiva după 2 ani, am fost anunțat că urmează să intru în școala de securitate, așa se numea, școala de partid privind perfecționarea cadrelor de securitate, de la Bran. Era calea de calificare, altcumva nu-ți dădea finalul de procuror. Nici această școală nu apare în cartea mea de muncă, nu apare perioada asta, că eu am întrerupt, deci tot ca procuror deja eram acoperit de atunci. Și ca ofițer și ca dea și domnul Lazar, din păcate eu am participat la Revoluția din Timișoara cu copiii mei de mână. Nu pot să-l înțeleg cum vrea dânsul să fie procurorul general a unei țări în care regimul s-a schimbat prin vărsarea de sânge și el era de partea alta baricadei ca procuror comunist și la ora actuală să fie procurorul general al României. Care este interesul să facă acest lucru? Mărșav, zic eu, ca om. Și chiar l-aș ruga să facă bine, să-și dea demisia.
Ce învățau viitorii magistrați în școala de la Bran? Oficial, tehnici de anchetă. Neoficial, variante de exterminare sau metode de tortură menite să scoată declarațiile dorite de securiști. Au devenit celebre metodele Păsărici, Radu, Ceacanica. Metoda Radu, de exemplu, presupunea expunerea persoanei la o sursă de radiații. Era o cameră unde cei care doreau să fie exterminați erau duși acolo, se punea să dea o declarație la un birou ca acesta. În timpul ce dădea o declarație, se dădea drumul la radiațiile respective. A, deci era o cameră de iradiere. O cameră de iradiere. Deci acest lucru, eu nu am participat la iradieri. Un coleg de-a meu, procuror militar, care a fost în timpul ăla și care a fugit în Suedia, mi-a povestit că nu mai putea nici dormi noaptea. Era îngrozit de treaba asta și n-am să-i dau numele. Păsărici era metoda care se aplica la cei care voia să-i deranjeze mental. Îi băgam penitenciar, de exemplu, arestat preventiv, cum am fost și eu. După care interna la spitalul de psihiatrie din Jilava. Deci acolo când intra în celulă, șeful de sală, de cameră, era un deținut ultra-recidivist, de obicei criminal. Șeful ăla de sală, de cameră, de ăla depindea viața ta. Ăla îți lua de mâncare, ăla îți dădea voie la apă, totul era restricționat. Îi trăgea niște bătăi, nu el, punea pe ăla alții. Acolo toți erau nebuni, nu răspundea, dacă îți lua viața, nu răspundea. Metoda Ceacănică era o metodă că dacă nu voia să facă declarații foarte rapid și foarte scurt, îl punea la rotisor și dădea la el vreo 30 de pici. Pula nenorat săracu om, că spunea și ce n-a făcut. Și așa adunau probe procurorii comuniști. Noi am fost îndrumați să fim foarte în bună legătură și o legătură de care să nu discutăm cu șefii de urmărire penală din miliție, șefii secțiilor de urmărire penală și șefii aresturilor, șefii aresturilor. De ce erau importanți acești șefi de aresturi care de obicei erau șefii de urmărire penală din miliție? Pentru că ei se făceau altă mascaradă. Erau oameni care azi erau arestați și mâine îl vedeai pe stradă. Eu chiar am văzut eu pe unul când eram la Teleorman. Azi l-am arestat și l-am văzut a doua zi pe stradă. Și am spus la poliție, am vorbit cu șeful poliției de acolo. Mai întreba, domnule, sunt atâtea și atâtea aspecte care... După aia am aflat care era ăsta. De acolo erau trimiși asasini din arestă. Da? Adică scoteau oameni din pușcării ca să-i omoară pe alții? Da. Adică asasinatul politic, să răspundem așa. Da. Cu mască, prin anumite substanțe care se pot pune pe clanța unei uși sau ăsta, cel care o utilizează, automat s-a și îmbolnăvit. Sunt multe metode. Domnul Gazăr Augustin își mai dorește un mandat și consideră că este de interes public care să se află în continuare în această poziție și mai mult își cere scuze pentru că legea a fost strâmbată. De ce? Nu pentru... Am înțeles. Nu și-a cerut scuze el, ci instituțional. Instituțional, exact. Deci ar trebui să-i fie rușine, doamnă. Deci dacă aș fi locul lui, mi-ar fi rușine. România nu o să rămână tot așa. Cum poți să ai pretenția să fii procurorul șef a unui stat democratic la ora actuală, care e NATO, care când tu știi ce ai făcut? În România s-au făcut niște abuzuri și crime ale procuraturii care nu se pot nici descrie, că dacă v-aș descrie multe lucruri, v-aș speria sau v-aș spune că nu sunt normal la cap. Noi acum vorbim de domnul Lazar. Apropo de domnul Lazar. Care acest tupeu care nu se poate explica. Și văd tineri care țin partea. Băi, fraților, gândiți-vă cine e acest om. Că este procuror din 1982. Cum poți să nu te gândești câte crime au făcut?